Au fost afișate rezultatele la bacalaureat atât pe edu.ro cât și în centrale de examen. Rata acumulată de promovare înainte de contestații este de 67,8% în creștere cu aproape 5% față de aceeași etapă de afișare din seziunea iunie-iulie a anului trecut. Dintr-un total de 126.999 de candidați prezenți au promovat 86.120. Anul acesta numărul de candidați înscriși este cu peste 22.000 mai mic în în comparație cu numărul celor înscriși anul trecut. Diferențele de promovabilitate din ultimii ani sunt 2021 67,8% promovabilitate, 2020 64,5%, 2019 69,1% și 2018 69,7% promovabilitate. Deci anul acesta a fost compromis, fiind declarată în pandemic, iar orele au fost făcute mai mult în mediul online, elevii au făcut progrese la capitolul învățătură. Rezultatele obținute la probele de la bacalaureat demonstrează acest lucru, înregistrându-se o creștere cu 5% mai mare decât anul trecut. Județele din Sud-Muntenia se bucură de aceeași apreciere, deoarece rata de promovabilitate depășește 50%. Totuși, pe ultimul loc al clasamentului se află județul Ilfov, înregistrând un procent de 41,6%. Rata de promovabilitate pe județele din sud sunt: Prahova 75,9%, Argeș 75,4%, Dâmbovița 70,6%, Ialomița 62,5%, Teleorman 58,7%, Giurgiu 57,7% și Ilfov 41,6%. Sunt mulți elevi de 10 și anul acesta, 112 candidați la examenul de bacalaureat au obținut această medie. La prima probă, limba și literatura română lucrările a 1351 de candidați au fost notate cu 10, în vreme ce la cea de-a doua probă obligatorie au fost notate cu notă maximă 948 de lucrări la matematică și 1766 la istorie. Ultima evaluare la alegere a profilului și a specializării au fost acordate 7196 de note de 10. Note maxime au fost obținute și de elevii din sudul țării, în Prahova 6 elevi, Arge 4 elevi, Dâmbovița 2 și Teleorman 2.